Ciao, sunt Marlen, fata Oane de Asavuri Urbane. Vom face o mică excursie până în Italia. Numai ce ne-am întors? Într-adevăr. De parcă am plecat, de parcă am fi și plecat vreodată de acolo. Da. Spiritual. Vom face spaghetti alla carbonara, rețeta regretatului Antonio Carluccio. I-a fost mentor lui Jamie Oliver și un bucătar italian grozav care, din păcate, s-a prăpădit recent. Pentru aceasta avem nevoie de 120 de grame de guanciale. În mod normal am fi avut nevoie și de ulei de măsline, dar va lăsa destulă grăsime, deci nu mai e cazul. În jur de 70 de grame de pecorino. Ras fin. 2 ouă întregi, un gălbenuș, sare, piper și, evident, paste. În jur la 160 de grame, paste, 200 de grame de spaghetti, da. De spaghetti. Începe prin a pune guancialeul în tigaie la foc mic. Guancialeul este, de fapt, obrazul porcului. Și este carne crudă, crud uscată, neafumată, este neafumicat. Și îl punem de acum ca să poată să și topească partea din grăsime. De propria grăsime, să nu mai punem ulei în plus. Sunt rețete de carbonara care se pot, mă rog, unde se poate folosi și panceta. Panceta e deja slănina de pe burte, Kaiserfly și orandunci, dar și în cazul acela neafumată, neafumicată. Fumul nu are, cu ce suntem noi obișnuiți, nu se potrivește la carbonara autentică. În paralel, începem să pregătim sosul. Am separat căbănușul de la primul ou, l-am pus aici în bol. Acum spargem și pe celelalte două. Am pus ouăle, punem sare, piper. Grijă cu sarea. Nu știm cât e de sărată o falca de porc, guanciale și pecorino. Am vedem ce se mai întâmplă și aici din când în când. Poți să dai metaie un pic. Pe 800. Iar de aici vom lua două linguri cu vârf. Chiar trei, că să nu sunt foarte mari lingurile. Păstrăm un pic pentru decor la final. Mai acolo încă, nu? Și pentru final. Da. Da, trei linguri bune și atunci mai rămâne și de... Mai verificăm pe aici. Mi se rețetă foarte rapidă. Nici nu prea aveți timp neapărat să mergeți. Am pus deja apa pentru paste la fiert. Am pus 2 litri jumate bun spre 3 litri de apă cu sare la fiert și o să fierbem pastele, adică spaghetti, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Guanciale sfârâie aici, pastele au fiert, numai de pe foc, le avem aici lângă tigaie. Dacă guancioarele nu au lăsat destulă grăsime, puteți să mai puneți puțin ulei de măsline. Vom lua din oală pastele și le vom pune aici în tigaie. Guanciale, da. Nu le vom secura neapărat toată apa, pentru că ne trebuie din ea. Poți stinge focul acum sub tigaia, pentru că nu ne trebuie tigaie fierbinte în continuare. Stingem focul. Ne pescuim ce trebuie de aici. Și neapărat un pic de apă din apa de pastă trebuie pus pentru cremozitatea sosului. Da. Ăla e cam mare, eu zic să încep cu jumate de polonic și vedem după aia să nu fie nici prea zemoase. Da. Și acum pot să mai pun un pic pe foc cât să absorbă pastele, grăsimea de la guanciale și să se împrietenească gusturile. Cum ți se pare, mai nevoie de apă sau nu? Nu cred că nu. Nu zic că e ok. Mm-hmm. Poate nimeni va vedea acum. Nu, mai bine, nu, vedem, că aia poți să pui și după ce pui ouăle. Da. Dacă... Și acum trebuie stins focul și trasă tigaia deoparte. Bun, am luat tigaia de pe foc, am lăsat-o 30 de paragaz, 30 de secunde, 40 de secunde. Iar acum turnăm totul deodată și amestecăm. Da, da, da. Pentru că și ouăle răcesc un pic compoziția. Pastele gătesc ouăle. Dar să nu se... Să nu se coaguleze, să nu devină o omletă generală. Foarte bine. Un sos cremos, foarte fain.
Ce a rămas alb aici nu este oul coagulat, deși și dacă se întâmplă, nu le aruncați pentru că sunt la fel de bune. Dar aici este, sunt bucățile de pecorino ras. Așa. Cremoase. Pregătim de servire. Luăm pentru servire. Și încercăm să așezăm. Punem și câteva bucățele așa mai departe de decor. Nu contează dacă vulcanul s-a răsturnat. Piper. Și, nu știu, pecorino. Și avem spaghetti alla carbonara. Acum voi încerca să reproduc vulcanul din spate. Ia cu două. Le-am învârtit. Am luat după cum ar trebui să sune. Ar trebui să iau un pic mai mult. Dar cam asta ar trebui să fie. E ok, porția la asta, nu trebuie mișcarea. Să... Perfect. Am mai pune și garnish. Punem aici. Așa, frumos. Să nu pice. Și cu o șpachetuță. Piper și pecorino. Să iau din părțile mai picuț mai... Mai poți rade ca acolo lângă tine. Da. Rezultarea de la San Gimignano. Da. Am dus-o din vacanță, souvenir. Și am aici o porție mai mică și una picuță mărecică și restul de spaghetti la carbonara. Publicată pe Savori Urbane din 2014-15 și testată de milioane de cititori. Bravo, Marlis, mândră de tine! Vă așteptăm la următoarea rețetă. Ciao! Ciao!